chestiunea asta și ne apucăm din timp de procedura de licitație pentru reparație și mentenanță drumului. Pentru că anul viitor, dacă nu mă înșel eu, în mai sau în iunie, se încheie contractul, acordul CAD pe care îl avem. Și ca să nu ne trezim, nu ne-am trezit la toate celelalte licitații, că n-am avut operator pe o anumită perioadă de timp, pregătim de pe acum documentația, astfel încât la jumătatea lunii noiembrie să putem să începem efectiv demersurile pentru licitația respectivă și să existe termenele necesare, astfel încât să nu ne trezim că, nu știu, în urma unor contestații sau lucruri de genul acesta, nu putem să finalizăm procedurile.